echipe de la grupa 8, Always Sovereign Winners grupei TFCI, Golden Retriever, Labrador Retriever, English Cocker Spaniel, American Cocker Spaniel, Perro de Agua Espanol, Câinele de Apă Spaniol. Old Toys in Collecting Ring, grupa noua FCI în ringul de așteptare. Old Toys in Collecting Ring, please. Domnul Denis Cuze le examinează în mișcare finaliștii. Aveți în fața dumneavoastră Golden Retriever-ul. Urmează Labrador Retriever-ul. Retriever înseamnă aportor, cel care aduce înapoi vânatul. Labradorul este un câine, după cum îi spune și numele, care își are originea în peninsula Labrador. Un câine care prin constituția lui, prin structura lui, este capabil să înoate în apă rece, în apă înghețată și să aporteze vânatul. Un special pentru vânat cu pene, păsări. Și acum avem o super consacrată rasă în întreaga lume. Este vorba de English Cocker Spaniel. English Cocker Spaniel este o rasă, după cum am spus, britanică, pe care o puteți întâlni în mai multe varietăți de culoare. Aveți în fața dumneavoastră varietatea neagră, există de asemenea varietate roșcată, aurie, nuanțe de auriu până la roșcat închis și alte combinații de culori, culori solide și combinații particolore. Ați văzut pe verișorul lui american, American Cocker Spaniel, după cum îi spune și numele, este o rasă creată de către chinologii din Statele Unite ale Americii, extrem de populară, un câine spectaculos. Și acum o rasă relativ rustică vine din Spania, este un câine de apă. Este vorba de Perro de Agua Espanol, câinele de apă spaniol. Și în scurtă vreme o să avem decizia domnului Denis Cuzeli. Third place, locul 3, Labrador Retriever. Locul 2, second place, Golden Retriever. And the winner is, câștigătorul, English Cocker Spaniel.